Bun găsit la o nouă emisiune Curaj Feminin. Nadia Spătariu sunt. Astăzi vorbim despre ce înseamnă femeie puternică. O femeie știe să-și depăsească condiția, știe să-și urmeze visurile, știe ceea ce își dorește de la viață. O astfel de femeie o avem astăzi invitată. Bine venit, Claudia, în studioul meu, în Bine studioul nostru al Albei Caroline TV. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Hai să vedem cine ești tu și cum ai pornit tu pe acest drum al vieții, să spunem, al cunoașterii și al dezvoltării personale până la urmă. Eu cred că fiecare persoană pleacă pe acest drum al autocunoașterii în momentele grele ale vieții. Pentru că atunci când ai un anume confort, nu te prea preocupă aceste probleme existențiale, dar în momentul în care viața ta nu este în regulă, lumea din jurul tău se răstoarnă și toate merg prost, atunci începi să cauți niște explicații, începi să te întrebi de ce ți se întâmplă ție aceste lucruri și așa încet, încet începi să parcurgi niște etape care ulterior îți vor aduce foarte multe dezvăluiri, foarte multe revelații, satisfacții, bucurie. Cum ai fost tu în copilărie și de unde ești tu? Eu sunt din comuna Frata, județul Cluj. Acolo am locuit până la vârsta de 15 ani. Am avut o copilărie foarte frumoasă, cum, din păcate, copiii zilelor noastre nu mai au parte. Copilăria la țară, știm cu toții cum este. Copilăria de la țară, da. Am fost un copil destul de introvertit și singuratic. Preferatele mele și prietenele mele erau cărțile. Îmi plăcea să mă refugiez în livada din spatele casei și să citesc mult, să citesc mult. Era și un mod de preocupare al nostru, să spune, pentru că eu mi-aduc aminte la fel, în momentul în care prindeam o carte, nu o mai lăsai din mână, indiferent. Așa este. În acele vremuri, cu greu găseai cărți bune și atunci când prindeai o carte, citeam noaptea cu lanterna sub pătură. Da, a fost o copilărie frumoasă, am făcut parte dintr-o familie frumoasă, mi-au inoculat valorile morale și etice sănătoase și le mulțumesc părinților mei pentru asta. Cum a fost schimbarea pentru tine? Cum a venit schimbarea în momentul în care ai ajuns în Alba Iulia? Schimbarea a venit în momentul în care părinții mei au hotărât să se mute la Alba Iulia. Și terminasem clasa a noua acolo și am ajuns în Alba Iulia începând cu clasa a zecea. Cum a fost această etapă? Foarte grea și mi s-a părut ceva extraordinar ca eu, fata de la țară, să ajung la oraș. Am fost o bătăioasă și o luptătoare mai mereu, nu întotdeauna, recunosc. Și competiția era acerbă atunci, trebuia să fac față noilor rigori de la oraș, noi colegi, noi profesori, noi provocări și mi le-am însușit. Am luptat să învăț, am fost într-o competiție acerbă. A fost diferență? Pentru că se discută și întotdeauna a fost, să spunem, o diferență între învățământul de la țară și cel de la oraș. Diferență, n-a fost o diferență mare, a fost o diferență între materii, pentru că am ajuns în Alba Iulia la actualul liceu în care în acest moment îmi desfășor activitatea. Fantastic, cum te-a dus soarta. Da, fantastic cum lucrurile se întâmplă într-un anume fel. Am făcut clasa a 10-a acolo și câțiva ani mai târziu am ajuns să lucrez în acest liceu și am rămas acolo de aproape 26 de ani. Materiile au fost diferite doar ca și specialitate, pentru că se făcea școală și la țară.
Am, comuna Frata este o comună foarte mare, veneau profesorii de la oraș, era bine. Ce ai întâlnit aici? Cum s-a schimbat viața ta în următorii, să spunem, 3 ani, 4? Au fost niște schimbări spectaculoase pentru fata de la țară. M-am căsătorit foarte devreme. Venind de la țară, aveam această mentalitate că trebuie să te căsătorești repede, altfel rămâi fată bătrână, pierzi trenul. Am făcut greșeala să mă căsătoresc foarte tânără și n-am găsit persoana potrivită. Înainte să-mi dau seama că m-am căsătorit, deja divorțasem. Și înainte să-mi dau seama că am divorțat, m-am trezit recăsătorită. Cred că a fost acum, privind în urmă, știu că a fost un fel de răzbunare care până la urmă s-a răsfrânt asupra mea. Pentru că nicio răzbunare nu este în regulă. Am aflat asta pe pielea mea și mulți ani. Adică tot ceea ce transmiți efectul de bumerang, nu? Până exact, la urmă. Exact, exact. Tot ceea ce faci te face. Este o vorbă care mie îmi place foarte mult. Tot ce faci în viață te face. Și am pățit-o și eu. Am stat într-o relație toxică, cum se spune acum. N-a fost o relație bună. Niciunul dintre noi nu eram pregătiți pentru această relație. Au fost multe certuri, multe neînțelegeri. Cu mintea mea de acum aș ști să procedez altfel și poate și el ar fi știut să procedeze altfel, dar așa au fost vremurile, așa probabil a trebuit să se întâmple. Ca să fie drumul tău așa cum trebuie. A trebuit să stau așa, să plâng așa pe interior și să am o viață pe care o consideram foarte tristă. Foarte mulți ani am stat în această relație, mult prea mult. Crezi că faptul că tu ai stat în acea relație a fost, cum ai spus tu, pentru că așa eram obișnuiți, adică trebuie să stai și de căsnicie, să ții cu dinții, să stai în căsnicia exact. Respectivă? Exact. Vorbeam de mentalitate. Aceasta era mentalitatea atunci. Dacă bărbatul totuși nu e chiar atât de rău, stai și rapsi că doar toți sunt așa. Foarte multe credințe limitative preluate din generație în generație. La urma urmei, părinții noștri au fost educați de părinții lor care n-au avut școală deloc, părinții noștri au avut câteva clase, deci n-au avut o educație. Acum avem alt acces la informație și părinții își educă, sper, altfel copiii, dar atât au știut și ei să transmită mai departe și asta era mentalitatea și atunci am stat de gura lumii, de rușine, de frică, de credeam că n-o să mă descurc, deci aveam tot felul de idei în cap. De unde această credință că o femeie nu se poate descurca, mai ales și în cazul tău, o femeie cu un copil, da? Sunt multe astfel de cazuri și astăzi, adică întâlnim în momentul în care un părinte ajunge singur, există frica, cum ai spus tu, de ce zic ceilalți, dacă nu mă descurc. Întotdeauna a fost această frică care vine din lipsa stimei de sine, deci femeile și oamenii în general nu prea au încredere în ei și atunci preferă să tolereze alte persoane care nu le fac bine, care nu se comportă cum ar trebui să se comporte. Tocmai din această teamă, altă credință preluată, mai rău cu rău decât fără rău, iarăși este o credință care nu mai îmi place și care nu mai accept, pentru că întotdeauna când se întâmplă un moment critic în viața ta, atunci viața ta ia o cotitură într-o anume direcție și de regulă găsești direcția cea bună pentru că începi să cauți și găsești direcția cea bună și orice persoană se va putea descurca atâta timp cât este sănătos și... Da, și atunci de ce nu ne desprindem mai repede? De ce așteptăm, nu știu, un miracol, să zicem, sau așteptăm o schimbare?
Pentru că schimbările de regulă sunt dureroase și inconfortabile. Preferăm o zonă de confort în care ne-am obișnuit deja, știm cum se va desfășura ziua de mâine și ne complacem în această stare fără să avem curajul de a ieși, de a ieși și de a vedea ce este dincolo de aceste granițe, dincolo de această rutină zilnică în care stai și ești nefericit. Mă bucur că oricum s-a întâmplat ceva tragic în viața mea în momentul în care am luat decizia că nu are rost să ne mai chinuim reciproc și în momentul în care am plecat a trebuit să lupt, a trebuit să găsesc soluții de existență, a trebuit să cresc copila care era în clasa nouă la liceu. Deci a trebuit să mă lupt și atunci îmi place foarte mult o frază pe care am citit-o într-o carte pe care o recomand tuturor, mi-e limpede acum, de Dr. Wayne Dyer. Atunci când elevul este pregătit, profesorul apare. Și exact așa a fost și pentru mine. În momentul în care am zis stop joc, o iau de la capăt, cumva am să răzbesc și am să reușesc, așa a și fost. A venit o oportunitate de afacere, cochetam puțin cu ea, dar n-aveam curajul să o aprofundez. Și atunci când a fost nevoie și am vrut să fac ceva, au început să apară oameni potriviți în viața mea. Au început să apară oameni care m-au încurajat, care m-au îndrumat, acei mentori care mi-au călăuzit pașii și cărora le mulțumesc din suflet. Dar decizia este la tine și tu trebuie să fii hotărât să vrei schimbarea, chiar dacă nu știi exact. De obicei, încă din copilărie, să spunem așa, drumul nostru este într-un fel așa marcat, da? Știm ce vrem să devenim, da? Apropo, tu ce te visai tu să fii când ești mare? Păi la vârstele alea mici, ca toate fetițele, îmi doream să fiu doctoriță. Apoi am vrut să fiu avocată, apoi am vrut să lucrez cu cărțile. Am început să iubesc foarte mult cărțile și mi-am dorit... În momentul în care le-ai descoperit. Da. Mi-am dorit oarecum să am tangență cu cărțile și pentru că nimic nu este întâmplător, lucrez acum într-o bibliotecă școlară, sunt înconjurată de cărți și acolo este lumea mea și spațiul meu și... Uite, vezi... La tine se aplică motoul, ai grijă ce-ți dorești, că poate da, ți se întâmplă. Acesta era motoul meu, pentru că s-au întâmplat niște lucruri fantastice. Când am citit această frază, am zis, wow, oare chiar este posibil? Ai grijă ce-ți dorești? Adică cum, dacă îți dorești ceva, ți se întâmplă? Și apoi mi-am dovedit că în momentul în care mi-am dorit ceva, întotdeauna s-a întâmplat. Deci mi s-au întâmplat niște lucruri fantastice. Și a rămas deviza mea preferată. Bine, da. Există și cum trebuie să-ți dorești. Adică, nu numai că îmi spun, trebuie să și acționez, mă gândesc. Da, aici este o poveste frumoasă în spatele gândului. Gândul din spatele gândului. Spunea foarte frumos cineva să avem foarte mare grijă la gândurile noastre care se vor transforma în cuvinte. Să fim foarte atenți la cuvintele noastre care se vor transforma în acțiuni. Să fim foarte atenți la acțiunile noastre care se vor transforma în obiceiuri. Și să fim atenți la obiceiurile noastre pentru că ele ne definesc viața. Deci totul începe cu un gând. Important e ca gândul să fie curat, să fie transformat într-o intenție clară și atunci subconștientul nostru știe să ne poarte pașii exact acolo unde ne dorim. Specialiștii spun că atunci când îți dorești ceva, să te imaginezi ca și când deja ai obținut acel lucru, să percepi mirosul, ce simți, ce este în jurul tău și să retrăiești. Să te transpui, pur și simplu. Să te transpui ca și când ai fi obținut acel lucru și cu siguranță se întâmplă. Am testat și răstestat. Și la un moment dat ți se face frică. Vai, da, să nu cumva să gândesc rău sau ceva, că și asta se poate întâmpla, pentru că gândul este energie și... Deci la tine este testat. Da. Când ai început, să spunem, transformarea ta?
ca și persoană și ca și dezvoltare personală? Transformarea mea a început cu ocazia afacerii în care am intrat. Este vorba despre produse cosmetice. Mi-a plăcut ideea de a vorbi femeilor despre înfrumusețare și despre cum să își crească stima de sine, măcar îngrijindu-se. A fost un domeniu și este un domeniu frumos, în care mă simt bine, în care îmi place ce fac. Asta este part-time, deci am jobul meu principal și apoi trec la jobul meu secundar și fac cu plăcere ambele joburi. În momentul în care îți place foarte mult ceea ce faci, nici măcar nu consider că muncești. Consider că pur și simplu să aprofundezi hobby-ul tău și ziua trece frumos, am multe satisfacții pe toate planurile și sunt foarte mulțumită. Ai vorbit și ai reamintit de stima de sine. Cum reușim să o obținem și să o punem așa statornică, știi, în temelia noastră ca ființă? Este foarte greu. Este foarte greu acest lucru, pentru că din copilărie suntem educați să ne anulăm această stimă de sine. De către părinți, de către profesori, de către oamenii cu autoritate din viața noastră. Și apoi este foarte greu în momentul în care părintele tău îți spune ești prost, face comparații, Georgica a luat 10, tu de ce n-ai luat, tu ești mai prost decât el. În acele momente stima noastră de sine scade și scade și scade și apoi ajungem maturi și ne căsătorim și întâlnim persoana de lângă noi care și el este cu stima lui de sine extrem de scăzută. Așa apar geloziile. Gelozia este o cruntă lipsă de stimă de sine, în care celălalt vrea să te controleze, vrea să facă totul ca să nu te piardă. Dar știi că se zice că dacă nu e puțin gelos, nu te iubește. Asta iarăși este o credință limitativă din popor. Dacă te iubește, îți acordă toată libertatea din lume ca tu să te poți dezvolta, ca tu să poți să-ți realizezi visele, să împărtășească cu tine bucuriile și atunci o relație merge perfect. Da, dar știi, ne căsătorim, da, teoretic, din dragoste. Ne căsătorim, că ne gândim că este pentru toată viața. Ei, și după, cum spui tu, știi, după o perioadă constatăm că nu este ceea ce ne-am fi dorit. Se spune că atunci când te îndrăgostești, această îndrăgosteală, în corpul nostru se întâmplă niște lucruri, apar niște hormoni care întrețin această stare, niște substanțe chimice care întrețin această stare. De-aia se spune că după o vreme ți se ia ceața și începi să vezi persoana de lângă tine așa reală cum este. Apoi era o glumă frumoasă, știi care este cauza divorțului? Nu. Căsătoria. Căsătoria. Dacă nu ne-am căsătorit, ne-am divorțat. Da. Fiecare are așteptări, fiecare dorește ca celălalt să-i satisfacă stima de sine, ca celălalt să-l aprecieze și celălalt nu știe să facă asta, pentru că nici el n-a primit acest lucru. Nici celălalt nu știe cum să satisfacă celuilalt stima de sine și atunci încep certurile și atunci încep neînțelegerile și bine că sunt și multe alte cauze. Ok. Cum învățăm aceste lucruri? Pentru că, până la urmă, lovindu-ne de ele, da, începem să căutăm. Căutăm. Căutăm o carte, în carte se face referire la o altă carte, caut și cartea cealaltă. În cărți, cărțile sunt foarte bune, cele de dezvoltare personală. Am o listă frumoasă cu ele, dar în cărți primește așa o idee micuță. A fost foarte bine pentru că ani de zile am citit
foarte mult, am participat la diverse cursuri și la cursul ăla întâlnești niște oameni, acolo îți face click ceva, se întâmplă o revelație, auzi de alt curs, nu întâmplător îți cad sub nas cursurile pe care, de care ai nevoie și la care ar trebui să mergi. Mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta foarte frumos după ce am fost la foarte multe cursuri și era așa un amalgam în capul meu, cam câte ceva din fiecare domeniu. Întâmplător am găsit pe internet o tabără de psihologie experiențială în Grecia și m-am înscris fără să clipesc, deși costa ceva bănuți. M-am înscris fără să clipez și a fost una dintre cele mai bune alegeri din viața mea, pentru că așa am descoperit NLP-ul, programarea neurolingvistică, și apoi am făcut un curs întreg de felul ăsta, unde ca un puzzle mi s-a așezat toată informația și am înțeles atât de multe lucruri despre cum funcționăm noi, de ce ni se întâmplă unele lucruri, de ce gândim cum gândim, cum putem schimba asta, și asta a fost cel mai bun lucru pe care l-am putut face. Da, probabil că ai observat și tu, în momentul în care cauți, parcă ți se deschid ușile respective, dar până nu bați și nu așa este. Pășești către... Până când nu-ți declari intenția în fața universului despre ce anume îți dorești tu, nu se întâmplă nimic, pentru că este ca și cum te-ai urca într-un taxi și îi spune taxi, du-mă unde vrei. Și șoferul te duce undeva, dar nu unde ai vrea tu să ajungi. Și atunci, dacă gândul tău este foarte atent canalizat, intenția ta este foarte clară, așa cum spunea și Coelho, când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul conlucrează ca ție să ți se întâmple dorința. Și chiar așa și este. Cum învățăm să ne canalizăm gândurile și să ne schimbăm credințele și tot ceea ce am, bagajul cu care am venit, să spunem? Primul pas ar fi conștientizarea. Deci în momentul în care eu am auzit cuvântul credință limitativă, am zis ce-o fi aia. Credințe limitative, pac, căutat, mergi la cursuri, întrebat. Adică trebuie nici să nu-ți fie rușine să întrebi dacă nu știi anumite lucruri. Corect, corect. Că suntem, știi, obișnuiți, nu vorbim întrebat, da? Exact, exact. Deci din copilărie, deci noi suntem un set de reguli sau credințe sau cum vrem noi să le spunem, un set de reguli de când suntem mici. Nu faci aia, aia așa, aia așa, aia așa. Și atunci, în momentul în care noi avem un gând, ar trebui să ne întrebăm, oare gândul ăsta vine de la mama, de la tata, e al meu cumva, sau ni s-a inoculat de către cineva? Este al meu personal? Nu știu dacă ai observat, dar atunci când noi ne gândim la ceva, întotdeauna gândurile noastre sunt din trecut. Și noi, ca specie umană, suntem singura din acest univers pe care îl cunoaștem, care are capacitatea de a se proiecta, de a-și imagina. Și cum creierul nostru nu face diferența dintre o imagine reală sau una imaginară, așa se întâmplă lucrurile. De-aia, când te gândești la ceva, să-ți imaginezi în viitor, nu în trecut. Nouă ne trec prin cap, am citit undeva, aproximativ 65.000 de gânduri într-o zi. Ei, aici e povestea, că m-ai întrebat cum facem. În momentul în care tu poți să stai liniștit undeva, fără mass media, fără niciun zgomot. Cu tine. Tu cu tine. Unii spun că în timpul meditațiilor. Meditațiile, de fapt, sunt niște momente în care tu stai în liniște cu tine. Și atunci poți să descoperi un pic ce ai în interiorul tău și poți să-ți notezi în momentul în care folosești cuvintele. Să fii atent la ce vorbești tu și ce cuvinte repeți și care sunt credințele tale și apoi să te întrebi de unde vine asta. Asta am auzit-o de la mama mea. Mama mea mi-a repetat într-una asta. Oare chiar așa o fi?
și să pui sub semnul îndoielii această credință sau să te întrebi, mi-e de folos? Atunci a fost ok. Dar acum, în momentul ăsta, în etapa asta a vieții mele, îmi este de folos această credință? Dacă nu, hai să o las să plece. Deci totul începe cu conștientizarea. Bun. Și ai spus că avem nevoie de momente în care să fii tu cu tine. Când ar fi benefic să ne alegem? Sau cum faci tu când îți alegi momentele respective? Am o poveste frumoasă aici. La un moment dat, în urmă cu câțiva ani, citeam întâmplător, pentru că am observat, nimic nu este întâmplător în viața asta. Scria undeva, am citit un articol, care sunt obiceiurile oamenilor de succes. Și scria acolo, oamenii de succes se trezesc de vreme, pentru că dimineața creierul este cel mai productiv, înainte să-l infectez cu știri, cu zgomotele orașului, cu gândurile, cu așa mai departe, atunci este cel mai productiv. Atunci să faci sport, atunci să-ți faci timp pentru un mic dejun sănătos, să citești și abia apoi să mergi să-ți faci treburile tale și să te culci de vreme. Și ei, m-am gândit, wow! Și noi nu făceam așa. Wow! Plăcerea mea este să dorm cât mai mult dimineața. Și am zis, îmi propun, pentru că așa începe orice nou obicei, îmi propun ca peste ceva timp, când eu voi fi pregătită, să mă trezesc și eu de dimineață și să fac sport. Eu cea leneșa. Și am reușit, după vreo câteva luni de programare mentală, mi-am pus ceasul să sune dimineața și am început să caut programe de sport. Și mă bucur, în continuare fac acest lucru și am început de vreo 4 ani de zile și iubesc acele momente de dimineață care sunt momentele mele. Mă trezesc, fac sport, fac un duș care mă lăfăi, citesc, dacă mai apuc să citesc ceva, și când plec la serviciu am o energie extraordinară. Îmi beau apa, care se bea dimineața, să trezim organismul, să așa, și mă duc la servici, sunt fresh și mă bucur, deci nici nu știu cum e să nu mai faci asta acum. Hai să vedem dacă tot ai adus vorba, cum este o zi din viața ta? Aglomerată. Dar reușesc la ce oră trezești? Mă trezesc la 5 și un sfert, 5 și ceva, îmi fac ora de sport, dușul, apa, micul dejun, plec la servici, am de la 8 la 4. La ora 4 plec spre jobul 2, unde stau până la ora 6. După aceea petrec puțin timp cu fiica mea, cu nepoțica, bunică. Sunt bunică, e cea mai mare bucurie să-ți vezi un nepot, o nepoțică. Am o nepoțică superbă pe care o iubesc, mă topesc. Să fii sănătoasă. De ce crezi tu că se spune că bunicii trăiesc altfel lângă nepoți sau este o altă relație? Să știi că m-am întrebat și acum, eu asta. Tocmai de asta te întreb, pentru că știu că tu ești omul care... Întâlneam bunici înainte și îmi spuneau, wow, deci este ceva extraordinar și mă gândeam, no, ce-o fi? Că doar toată lumea m-a avut copii, tău, da? Nu se poate. Cred că este această înțelepciune, ai trecut multe etape în viață, ai văzut ce ai greșit în educația copilului tău și probabil vezi cu alți ochi. Deci exact cu alți ochi eu văd, îi urmăresc fiecare progres. Face 10 luni. Astăzi suntem în 4. Da. În 6 face 10 luni. Sunt, să fie sănătoasă, să vă bucurați. Sunt atât de bucuroasă. Și urmăresc cum descoperă lumea, cum în fiecare zi are un gest nou, un sunet nou, curiozitatea. Deci este ceva fantastic să poți să-ți urmărești nepoții cu alți ochi, într-adevăr. Este minunat sentimentul. Bun. La ce oră se termină ziua ta? Ziua mea se termină la ora 10, cu excepții 10 și un sfert, 10 și 20. Deci,
tu încerci, da, să ajungi la somnul de frumusețe. Da, da. Mai ales și asta a fost o chestiune interesantă. Am citit că între 10 și 2 noaptea organismul nostru produce melanina. Acea substanță care este responsabilă cu foarte multe, de regulă curăță de toxine organismul, are grijă de piele, de tenul nostru și așa mai departe. Fiecare oră de care privăm organismul de somn este o oră în care noi pierdem această producție de melanină. Și atunci mi-am propus, și pentru că mă trezeam de vreme, atunci mi-am propus ora 10, este ora la care eu mă culc. Nu mă uit la televizor, foarte rar. Am câteva emisiuni așa de-astea de divertisment și cam atât. Și prefer să citesc seara. Cum ai fost tu acum 10 ani? Și cum ești acum? Adică, cum te vezi acum? Îmi vine să râd pentru că nu-mi place cum eram acum 10 ani. Deci acum 10 ani nu mă plăceam deloc. Atât de timorată, eram atât de lipsită de încredere, eram atât de pierdută în spațiu. Acum sunt foarte mulțumită de mine. Că mă simt așa așezată, echilibrată, împlinită pe toate planurile. Familial, financiar, relațional. Deci mă simt împlinită pe toate planurile și atunci... Ne spui că acum 10 ani nu erai chiar ok, pentru că era exact în perioada de după divort, nu? Da, aproximativ, da. Foarte multe persoane trec prin acea etapă, indiferent că sunt femei sau bărbați, pentru fiecare cred că este dificilă acea perioadă. Este extrem de dificilă și dacă n-ai niște oameni care te susțin, părinții mei m-au susținut în tot ce am întreprins și în tot ce am vrut să fac, sora mea m-a susținut, prietene, am avut niște prietene foarte bune care m-au îndrumat și în afaceri și în drumul ăsta spre dezvoltarea personală. Deci este foarte greu dacă nu te susține nimeni, dar nu e imposibil. Se găsesc astfel de oameni? Da. Exact ce spuneam, când elevul este pregătit, profesorul apare. Se găsesc acești oameni. Trebuie doar să îți dorești să-i întâlnești. Știi de ce te întreb asta și vreau să subliniez? Pentru că sunt foarte multe persoane care nu știu încotro. Da? Nu zic, mai bine stau așa, că mi-e bine, adică știu traiul, știu cum zice, da, știu traiul exact. De acasă. Dincolo nu știu ce o să fie, știu ce o să mă aștepte în ziua de mâine și oricum viața până la urmă este o provocare zilnică. Da, viața este atât de frumoasă încât nu merită să o irosești într-o singurătate în doi. Pentru că niciunul dintre parteneri unde relația nu funcționează, unde relația este toxică, și nici unul dintre parteneri nu este mulțumit, nu este fericit, nu merită, deci este, timpul trece atât de repede. Viața poate să fie atât de frumoasă încât nu merită să stai acolo nefericit, pentru că nefericirea și duc spre boli, pentru că toate emoțiile astea negative se însumează undeva și explodează într-o boală. Nu merită. Atâtor cupluri le-ar trebui atât de puțin ca să fie fericiți, dar aleg să se certe toată ziua pe nimicuri și până la urmă cearta ajunge așa un fel de... De ritual. De ritual, da, exact. Ca un ritual în care dacă celălalt n-a făcut nimica, îți aduce aminte că a făcut acum câteva zile ceva și iar te iei de el. Și iarăși începe cearta, pentru că în momentul în care te cerți, în care ești furios, celulele noastre emit niște substanțe chimice și devenim dependenți de acele substanțe chimice. Și în timpul depresiei, când ești foarte supărat și se emit aceste substanțe și devii dependent de ele.
Și atunci, în momentul în care nu ai obiectul producerilor, ți-l amintești sau ți-l confecționezi, pentru că organismul tău îți cere asta. Aici trebuie să te observi. În momentul în care simți că începi să te enervezi, să te gândești, ok, bun, stop, de ce m-am enervat acum? Ce anume mă supără? Și să poți să te calmezi sau, după ce te-ai calmat, să ai o comunicare cu partenerul tău, să-l întrebi ce anume te supără, cum aș putea să fiu altfel, cum am putea să evităm aceste certuri. Atunci când ai cu cine să comunici și cu cine să vorbești, atunci când se dorește. Sunt multe aspecte aici, sunt niște cursuri foarte frumoase pe relații de cuplu. Cum ajunge o femeie sau o persoană să fie un om de succes? Pentru că am reamintit, da, că pe parcurs ai de muncă, adică trebuie să te perfecționezi, să înveți și așa mai departe. Adică nu ajungi peste noapte. Nu se ajunge peste noapte. Este dificil la început, dar nu imposibil. Este dificil pentru că nu cunoști despre ce este vorba. Dar înveți pe parcurs. În aceste afaceri de tip MLM, de regulă, și nu numai, oriunde, dacă te duci să te angajezi, este clar că nu știi la început ce ai de făcut. În orice întreprindere mare este o perioadă de 3 luni în care te pregătește cineva și îți arată ce ai de făcut. La fel și aici, cred că trebuie să-ți dorești întâi. Sau să fii într-un moment din ăla de disperare în care să fii dispus să faci orice ca să poți să supraviețuiești. Și atunci la început o faci pentru că ai nevoie să supraviețuiești, iar apoi începi să descoperi o lume frumoasă în care nu sunt oameni cramponați, toată lumea dorește să te ajute, unde cel de sus, deasupra ta, îți întinde o mână și te trage după el, nu te împinge să stai acolo și devine totul o poveste frumoasă. Ce înseamnă decizie pentru tine? Pentru că, cu siguranță, a trebuit să iei de foarte multe ori decizii și de unde știm că este decizia corectă. Tocmai asta e ideea, că nu știi. În momentul în care luăm o decizie, întotdeauna când luăm o decizie de-a lungul vieții noastre, este cea mai bună decizie pe care noi o putem lua în acel moment. Cea știi mai că bună nu mai stăm decizie. Și analizăm. A, dacă așa, dacă așa. După o vreme, o lună, două, trei, un an, doi, îți dai palme și zici, băi, cine m-a pus pe mine să iau decizia aia, că uite ce s-a întâmplat? Atunci, în momentul ăla, nu știai ce se întâmplă. Atunci, în momentul ăla, în momentul în care noi luăm decizii, sunt cele mai bune decizii pe care noi putem să le luăm atunci. În momentul în care descoperim ulterior că n-a fost tocmai o decizie bună, nicio problemă, nu există greșeală, există doar feedback. Adică trebuie să o acceptăm. Decizia respectivă. Corect. În momentul în care ne tot învinovățim de ce am făcut aia sau cum am putut să fac aia, nu este bine pentru psihicul nostru. Am luat o decizie la un moment dat în viață, a fost cea mai bună, pentru că nimeni nu ia decizii proaste. Deci eu pus o decizie care știu că e proastă. Nu o iei. Niciodată nimeni nu ia o decizie de care el în momentul ăla știe că este proastă. Este cea mai bună alegere pe care o poate face în momentul ăla. Că ulterior îți dai seama că n-a fost ok, bun, punct și de la capăt. Ce am învățat? Am luat decizia aia, s-a întâmplat acest lucru, bun, nu există greșeli, există doar feedback. Deci asta aș vrea să rețină toată lumea. Nu există greșeli, doar feedback. Bun, hai să luăm feedback din ce s-a întâmplat și alegem altfel data viitoare. Ce înseamnă succes pentru tine? Succes pentru mine înseamnă să muncești ceea ce îți place. Era o întrebare drăguță cândva și mi-am răspuns atunci, dacă n-ar trebui să lucrezi pentru bani, ce ți-ar plăcea să faci în fiecare zi cu plăcere și să nu te plictisești? Și mi-am dat seama că a fi bibliotecar este cel mai frumos lucru
pe care eu mi l-am putut dori în viața mea și să lucrez cu produse cosmetice care să-mi ofere recunoaștere, excursii, bani până la urmă ca să îmi împlinesc toate visele. Din nou este ceva extraordinar și mă bucur pentru toate deciziile care le-am luat și bune și proaste, pentru că ele m-au făcut să fiu omul care sunt astăzi, mulțumit, împlinit și fericit. Pe ce te bazezi când e o decizie? Stai să o analizezi foarte sau acționezi? Se spune că e bine să-ți asculți primul gând, pentru că primul gând vine din subconștient și din acolo de unde noi avem toate resursele posibile în interiorul nostru, noi avem toate resursele pentru a supraviețui în viață. Dacă ne-am ascultat primul gând sau, să-i spunem, intuiție, nouă ne-ar fi foarte bine, pentru că dacă o să ne gândim în urmă, am luat o decizie la un moment dat. Poate că așa dar zici, primul mama, gând poate a fost că... altul. Primul gând a fost altul. Și nu l-am ascultat. Pentru că intră creierul nostru ăsta rațional în funcțiune și începe, păi nu așa, că dacă așa, așa, și uiți primul gând și mergi pe altă, e altă decizie, mergi pe altă cale. Deci ar fi indicat să ne ascultăm primul gând atunci când luăm o decizie. Cum ai descrie curajul și de câte ori a trebuit să dai dovadă de curaj? De foarte multe ori în viață avem nevoie de curaj. Este iarăși o resursă pe care o găsim în noi. De fapt, ce este curajul? Curajul este absența fricii. În momentul în care noi putem conștientiza că toate fricile noastre sunt imaginare sau 99,9% sunt imaginare, atunci am putea avea mai mult curaj. Fricile... De unde vin? Fricile vin din Neandertal. De acolo venim cu o moștenire de frici, doar că ei trăiau frica în prezent. Deci la ei era frica că îi atacă animalele sălbatice, pentru că ei trebuiau să meargă la vânat. Și era pericolul iminent. Deci atunci îți era frică că putea să sară de oriunde un animal care să te mănânce, să te rănească, să te omoare. Aia era o frică iminentă și prezentă. Fricile noastre sunt doar imaginare. Nu se întâmplă nimic, dar așa cum am spus, cum creierul nostru nu face diferența între o imagine reală și una imaginară, dacă noi ne imaginăm că ni se poate întâmpla ceva, creierul nostru și corpul nostru o percepe ca și când ar fi reală și ca și când s-ar întâmpla acum. Și asta nu este bine. Deci curajul înseamnă absența fricilor. Și cum putem înfrunta o frică? Cum putem scăpa de o frică înfruntând-o? Vezi, măi, mi-e frică de nu mai pot de înălțime. Ok. E una din fricile. Noi ne naștem cu două frici. Frica de cădere și frica de moarte sau ceva de genul ăsta, nu mai rețin exact. Astea sunt cele două frici cu care noi ne naștem. Restul toate sunt imaginare. Ok, și dacă mi-e frică de înălțime, mă duc acolo sus, consult un specialist, că există niște exerciții practice pentru asta, și mă duc și în frunt. Și mă duc și stau acolo sus pe o balustradă, privesc în jos și văd că nu mi se întâmplă nimic. Și poți să scapi. De toate fobiile se poate scăpa. Și fobiile sunt frici imaginare. Putem fi modele pentru cei din jurul nostru și dacă tu te-ai inspirat de la alte persoane. Da, da. Am avut persoane în jurul meu și nu numai. Una dintre preferatele mele a fost și rămâne Coco Chanel. O femeie extraordinară. Da, m-am inspirat de câțiva oameni de care am avut bucuria și onoarea să-i cunosc și cărora le mulțumesc, pentru că în momente dificile din viața mea, când îmi lipsea curajul,
m-au susținut și m-au îndrumat. Avem nevoie de mentori în viață. Eu le spun mentori. Avem nevoie de mentori și poți să-i găsești în funcție de ceea ce îți dorești. În momentul în care stabilești intenția și îți pui ceea ce îți dorești, începi să cauți și apar în viața ta. Deci oamenii vin și pleacă din viața noastră. Știi că se spune că întâlnești omul de care ai nevoie. Exact, exact. Deci oamenii care au făcut parte într-o anume vreme din viața noastră pleacă și lasă locul altora, pentru că am învățat ce era de învățat de la ei și vin alții care să ne învețe alte experiențe, alte trăiri. Și e atât de frumos totul. Ai vorbit de prieteni. Cât de importante sunt prieteniile și dacă avem nevoie de prieteni în viața noastră? Prietenii sunt cei adevărați într-o viață, sunt 1, 2, 3 maxim. Prieteni de toate zilele sunt foarte mulți. Eu cel puțin am foarte multă lume. Eu așa zic că sunt prietenii mei acum. Nu știu care e părerea lor, dar mie mi-e foarte drag de toți și mă înțeleg foarte bine cu foarte multă lume și am pus și bazele unui grup de dezvoltare personală în Alba Iulia și ne întâlnim într-o vreme, ne-am întâlnit periodic și apoi mai la 2 săptămâni, la 3 săptămâni, pentru că timpul nu ne permite. Și cam astea sunt activitățile mele când nu sunt la jobul 2 al meu. Ba am o întâlnire cu grupul de dezvoltare personală, ba ies cu niște prieteni. Acum mai mult timp petrec cu nepoțica, că nu mă mai pot dezlipi de lângă ea. Dar foarte multe activități sociale ne fac bine. Pentru că... Tocmai asta era întrebarea. Ne fac bine astfel de ieșiri? Sigur că ar fi indicat să găsim timpul necesar? Da. Știi că toată lumea spune nu este timp. Știi care e diferența dintre un milionar și un cerșetor? Felul în care gestionează cele 24 de ore. Deci fiecare dintre noi avem 24 de ore. În momentul în care vrei să faci ceva, știi să-ți gestionezi timpul astfel încât să poți să faci tot ceea ce îți dorești. Nu întotdeauna poți să mulțumești pe toată lumea. Sigur că aș vrea să petrec mai mult timp cu mama mea, cu nepoțica mea. Nu știu cum să mă împart, dar mă împart. Câteodată cred că ar fi bine să fii clonă. Da, dacă am putea să ne clonăm, da. Dar cred că n-am mai simțit la fel lucrurile. Și așa cum spuneam, este nevoie de prieteni, este nevoie să socializăm, pentru că noi ca și specie suntem o specie care trăiește în trib, în turmă. Dacă iei un om și îl izolezi undeva, nu o să-i meargă bine, nu e bine. Deci noi suntem făcuți să socializăm și ar fi frumos să avem câțiva prieteni de calitate cu care să împărtășești aceleași preocupări care să te ajute în dezvoltarea ta, nu care te frânează. Că te duci foarte happy, am auzit o chestie, auzi ce adu-te și lasă-mă în pace cu prostiile alea. Știi, și ți-o dat-o și gata, renunți. Ce ai nevoie de prieteni de calitate care să te susțină în ceea ce îți dorești tu să faci. Dacă nu, nu sunt prieteni. Cum ai descrie frumusețea? Frumusețea. Și dacă consideri că deschide uși, să spunem. Din păcate, da. Frumusețea deschide uși. Altfel se uită cineva la o persoană frumoasă, îngrijită, elegantă și altfel se uită la o persoană care... Dar până la urmă este doar prima impresie, pentru că în momentul în care petreci un pic mai mult timp, chiar dacă este o persoană extrem de frumoasă, de elegantă, dacă cască gura și te dezamăgește, dar prima impresie, da, din păcate, haina face pe om. Chiar dacă nu este de dorit acest lucru. Da. Ne-ai vorbit de cărți, așa de minunat. Hai să vedem care este cartea ta de pe noptieră.
În momentul ăsta sunt super încântată de o carte, se numește Mi-e limpede acum, de Wayne Dyer. Este ultima lui carte dintr-un șir de 40 de dezvoltare personală și nu doar. Este o carte excepțională, o recomand tuturor să citească. Este atât de frumos structurată, cu toată experiența lui bogată, din copilăria lui până când înainte de moarte. Foarte frumos, e un fel de autobiografie altfel. Adică descrie o întâmplare scurtă din copilărie și ajunge până la maturitate, până la bătrânețe, și apoi urmează 2-3 pagini în care spune: mi-e limpede acum că s-a întâmplat acel lucru pentru ca eu să... Și este vorbește, o, da, o concluzie. Da, foarte, foarte frumos. Uh-huh. Recomand cărțile de dezvoltare personală, de exemplu Puterea prezentului, de Eckhart Tolle. Uh-huh. E o carte excepțională în care îți explică cum să fii prezent în viața ta. Suntem atât de mult pe pilot automat încât nu ne dăm seama când a trecut săptămâna, când a trecut ziua. Când a trecut anul. Când a trecut anul, când am îmbătrânit, când am devenit bunici și așa mai departe. Pentru cupluri le recomand cu mare, mare drag cele 5 limbaje ale iubirii. Mm-hmm. Atât de frumos și acolo... Fiecare avem un limbaj al nostru prin care percepem iubirea. Poate ești vizual și atunci vrei ca persoana de lângă tine să facă ceva care să-ți bucure ochii. Poate ești kinestezic și vrei să te țină în brațe. Poate ești... și momentul în care citești cartea asta și descoperi că el este... Descoperi partenerul cum este. Da. Discuția, ai o discuție cu el. Poate el îți aduce flori toată ziua și ție străbă doar să te țină în brațe și zici, iară mi-au adus flori. Și ție nu-ți plac florile. Și tu vrei doar să te țină în brațe, știi? Deci e foarte, o carte excepțională care o recomand cuplurilor și nu numai. Uh-huh. Și mai am pe Mark Gungor. Este un filmuleț, un seminar pe YouTube. Îl recomand la toată lumea cu un umor inconfundabil. Dezvoltă cele două diferențele dintre cele două creiere ale bărbatului și ale femeii. Mai este o carte excepțională, Lasă grijile, începe să trăiești. Mm-hmm. Excepțională, de Dale Carnegie, scrisă, deci am descoperit niște cărți scrise pe la 1890, atât de reale în ziua de astăzi, și mă gândeam de unde atâta înțelepciune acum 100 de ani. Când te-ai simțit cea mai mândră? Pentru că astfel de momente le avem în viață. Da, m-am simțit foarte, foarte mândră. Bine, except în momentul în care am născut copila mea, m-am simțit foarte mândră atunci când am reușit să-mi demonstrez mie că pot. Dar de ce avem nevoie de astfel de demonstrații? Adică să-mi demonstrezi mie ca pe urmă să demonstrezi celorlalte. De ce avem nevoie? De regulă încercăm să demonstrăm celorlalți. Nu este ok. Trebuie să ne demonstrăm nouă că putem. În momentul în care îți demonstrezi că poți, vine acea validare a ta față de tine. Și lucrurile încep să se schimbe în jurul tău, pentru că atunci când tu te schimbi și lucrurile din jurul tău se schimbă, zicea Mahatma Gandhi, cred că avea un citat: fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Pe românește ar fi: omul sfințește locul. Uh-huh. În momentul în care tu te schimbi, tu ești bine cu tine, toate lucrurile din jurul tău se schimbă, pentru că cei care nu pot să țină pasul cu tine vor pleca, cei care pot să țină pasul cu tine vor rămâne, și dacă nu, vor apărea alții în jurul tău care să-ți dea aceste sfaturi și validări de care avem nevoie. Un cuvânt de încheiere. Simplu, bineînțeles că trebuie să-ți mulțumesc. Deci... Da. Noi mai aveam multe, noi ne-am mai planificat să discutăm foarte multe lucruri, dar cu siguranță va mai fi o
altă întâlnire, câteva cuvinte pentru telespectatorii noștri. Îți mulțumesc din suflet pentru invitație, m-am simțit foarte bine, chiar dacă afară este o vreme superbă. Un cuvânt de încheiere. Aș vrea din tot sufletul ca fiecare dintre noi să ne începem și să ne sfârșim ziua cu multă recunoștință. Recunoștință pentru tot ceea ce avem, să nu ne mai focusăm pe ceea ce ne lipsește sau ceea ce ne-am dorit și nu avem, ci să începem să fim recunoscători, pentru că în momentul în care suntem recunoscători pentru ceea ce avem, vom atrage mai mult din ceea ce avem sau ne dorim. În momentul în care suntem nemulțumiți de ceea ce nu avem, nici nu vom avea. N-am înțeles pilda aceea din Biblie, celui sărac îi se va lua și celui bogat îi se va da. Cam așa se transpune. Dacă tu îți începi ziua cu recunoștință, recomand cu căldură un exercițiu, nu costă nimic, costă 5 minute din viața noastră atunci când ne trezim, 10 motive pentru care ești recunoscător pentru ziua respectivă. Iar seara, la fel, 10 motive pentru care ești recunoscător pentru ziua care s-a sfârșit. Și după fiecare spui mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Și apoi să-mi spună cine ne-a auzit sau cine va practica asta, ce se va întâmpla după o lună în viața lui. Deci este magic. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu din suflet. O mulțumim de asemenea Florăriei Casei Florilor pentru această rază de soare cu care Dana ne-a obișnuit în fiecare emisiune, chiar dacă este o zi ploioasă. Mulțumim de asemenea magazinelor Vadis pentru ținuta mea de astăzi și vă mulțumesc vouă, dragii mei, pentru că ne-ați urmărit și că sunteți alături de noi de fiecare dată. Până data viitoare, numai bine vă doresc!